Deci l-ar fi lăsat pe Andrei departe? Exact. De ce? Când l-am vrut, a avut în cel mai rău caz, Andrei 8%, 10%. Păi a fost la vânzut de la atunci și mă rog 5%. Cum vine asta? Și în cel mai rău caz ați fi, ați fi, ați fi fost voi pe 5 și 6 și Andrei Chisna pe 2 și pe 4. În cel mai rău caz. Da. Nu voi pe da. 3, 4 și ei pe 5 și 6. Dacă s-ar fi dat la o parte, ai crește? Normal. Mai stai, că nu... E ceva ciudat. Hai să fie adevărat într-o mică parte, adică, da, nu știu câți, da, știi? Dar până la urmă totul bate la ori. Și Aurelian trebuie să intre? Cred, nu știu. Mă duc da. Să-i zic să zică de contract. Să zică și eu. Că acum avem ocazia să vorbim. Dar să întrebați și voi, care e faza cu banii aia? Ce te machezi? Da, bineînțeles. Eu era cum e să nu... Cum e cum e? Lista de Paști. Deci te aștept, Gina, să ieși și să-mi zici ce ați făcut acolo. Clar, o să mă întrebe care o să ne mulțumim la noi. Ai zis că vreau să spui asta. Îi spui acum chiar că vreau să vorbesc. Nu să se mai oprească, Gina. O să spun acum chiar că sunt dezamăgită. Oricum n-ai de ce. Aveți niște pantaloni. Degeaba vorbește. Nu mi-a luat de câte ești la... Ce vrei? Unde? La magazin. Cât le-am, mă, de aici? Primul după fete. Al... Păi, intri, intră în fetele? Al 5-a și ăsta al 6-a. A, tu ești după? Da. Bă, cine mi-a luat pantaloni? Și Raimund e ultimul. La care fete? Gina, eu, Marienta? Eu, Oana, Gina,
Marianita, eu? Nu, Silvia, Marianita, ah. Tu și după aia eu. Deci nu cred. Ce? Nu mai găsesc pantaloni de pe stand-up. Aveam niște pantaloni gri aici. Dar e sus acum? Am găsit aici. Oricum, i-am spus că ne cheamă, sigur. Că erau, se făceau probe. De ce? Da, am auzit noi. Da. Am zis că da, cheamă. Da. Hai, eu îți ziceam doamna Daniela, am uitat. Asta-i rost? Da. M-am acertat. De cine e de vină? Ce? Eu și Marianita suntem de vină. Pentru că noi aseară am forțat-o. Ia, de la 8 până la 10 jumate am rugat-o, am implorat-o. Dacă nu mergea ea, dacă nu mergea ea, dacă